pic prin surprindere, poate mă așteptam să vă mulțumesc la sfârșit pentru bunătatea și dragostea cu care ne-ați primit aici. Vă mulțumim din toată inima. Eu am mai fost cu soția în mijlocul dumneavoastră, cu familia, poate de vreo două ori. Am fost și la biserica cealaltă, la nunta fratelui Dani și a surorii Violet. Mă bucur foarte mult și la ultima vizită pe care am avut-o, m-am gândit și am avut-o pe inimă să vă facem și o bucurie mai mare și să venim împreună până la informațiile bisericii noastre și să-i facem cu toții împreună, așa cum s-a predicat aseară, o bucurie Domnului. Pentru că atunci când frații sunt împreună, cum s-a spus, este bucurie în cer. Mărit să fie Domnul! Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit și ne-a ocrotit până aici. Îi mulțumesc că lui Dumnezeu pentru toți frații și surorile și tinerii noștri care au fost cu noi până aici. Domnul să vă dea putere în continuare, mai avem de muncă. Încă mai avem de slujit înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să lase binecuvântarea lui peste slujirea noastră. Dumnezeu să-L întărească și pe fratele păstor și aici, mai departe, în Pennsylvania și în lucrare. Și Dumnezeu să lase binecuvântarea Lui peste biserica din locul acesta, peste partea aceasta din trupul Lui Hristos. Domnul să fie cu voi în continuare și dacă vă rugați puternic, poate că Domnul va mai rândui să vă mai face o vizită, să vă mai bucurați împreună cu noi, dar până atunci, cred că pot să-mi permit, deși n-am discutat asta încă cu fratele păstor, să vă invităm să ne faceți vizite și dumneavoastră. Este bine ca frații să fie împreună. Suntem în inimă, suntem în gând, dar atunci când suntem și unul lângă altul, parcă bucuria e mai mare. Noi vă așteptăm cu tot dragul și Dumnezeu să vă ajute să ne vizitați cât mai des. Sunt dintre dumneavoastră care ne vizitează și ne-au vizitat chiar de curând și mai așteptăm. Domnul să vă binecuvinteze și numele Domnului să fie lăudat în toate. Amin.